Doamnelor și domnilor, bună seara! Gala Premiilor ONU în domeniul drepturilor omului a devenit unul dintre cele mai importante evenimente de la sfârșit de an. Gala este transmisă în direct de postul public Moldova 1 și în acest an, care susține în felul acesta eforturile tuturor celor care promovează drepturile omului. Astăzi, Organizația Națiunilor Unite vine să aprecieze activitatea instituțiilor non-guvernamentale și a jurnaliștilor care s-au îngrijit pe parcursul anului 2011 să respecte drepturile omului. Iar acum am onoarea să o invit în scenă pe doamna Carina Imonen, coordonator rezident al Organizației Națiunilor Unite în Republica Moldova. Bună seara! Mr. President, Excellencies, distinguished guests. It is a great privilege for me to speak here at this gala on the occasion of the International Human Rights Day. On this day, we reflect on the human rights work during the has been an intense year for human rights in the Republic of Moldova. This includes Moldova's review by the United Nations Human Rights Council and the first ever visits of the United Nations High Commissioner for Human Rights and of the Special Rapporteur on Freedom of Religion or Belief. The government of Moldova adopted the National Human Rights Action Plan for 2011-2014, and the Parliament approved a Justice Sector Reform Strategy, which reflects the country's commitment to advance human rights and ensure the independence of the judiciary. Also, for the first time since more than a century, the Muslim community was officially recognized in the Republic of Moldova. This step was important for resolving a long-standing concern regarding discrimination against this religious group. Together with our partners, the United Nations worked to ensure an effective ban on torture and ill-treatment, fight against domestic violence, provide privacy and confidentiality safeguards for persons living with HIV/AIDS, and improve the treatment of persons in psychiatric care. The struggle against discrimination was a core theme of the United Nations support for Moldova's human rights agenda. We worked with all stakeholders for the adoption of a comprehensive anti-discrimination law. These efforts and many others will need to be continued. Thus, there is important work ahead for all of us in 2012 and beyond. Even in those areas where more work remains to be done, our view is that 2011 was a rich and rewarding year. Important debates about key human rights themes played out in the public sphere. Strong new voices came forward, committed to equal dignity for all and the fundamental value of equality. We at the United Nations have felt privileged to be part of this important chapter of Moldova's development as society democratizes and strives to better secure human dignity. Ladies and gentlemen, it has already become a tradition to organize the Human Rights Gala of Awards on the International Day of Human Rights to honor those journalists and civil society organizations which made important contributions to strengthening the promotion and the protection of human rights in Moldova during the past calendar year. Above all, we celebrate human rights. To conclude, let me mention that this year, more than ever, it has been difficult to choose whom to award from among so many excellent initiatives. I hope you will join me
in recognizing this year's winners of the Moldovan Human Rights Awards and in celebrating their achievements. So let me wish you a happy International Human Rights Day. And I would like to end by thanking very much the President of Moldova, Mr. Marian Lupu, for participating in this event's gala. And I would like to invite you, Mr. President, to take the floor. Thank you. Onorată asistență, doamnelor și domnilor, mulți stimați reprezentanți ai societății civile, reprezentanți ai corpului diplomatic, îmi face o deosebită plăcere în această seară să fiu împreună cu dumneavoastră în cadrul galei de cernare a premiilor ONU în domeniul drepturilor omului. O acțiune care merită toată atenția și toată aprecierea. O acțiune organizată de către familia ONU, de către conducerea oficiului ONU la Chișinău, doamna Carina Imonen, care, repet încă o dată, merită tot respectul și rog să o aplaudăm în susținerea acestei frumoase inițiative care prinde rădăcini în Republica Moldova. Este cert, din punctul meu de vedere, că nu putem vorbi despre o societate democratică, despre o democrație autentică, fără ca să aibă ca piatra de temelie această societate respectul pentru drepturile omului. Pentru toți, așa cum suntem, fiindcă suntem diferiți în societatea noastră, și ca gen, și ca convingeri politice, ca convingeri religioase, ca vârstă și multe, multe alte diferențe. Însă aceasta și este definiția democrației. Unitate prin diversitate și este o formulă foarte importantă pentru societatea moldovenească. O societate policulturală, în cadrul căreia oamenii trebuie să se respecte reciproc, așa diferiți cum sunt. O societate care trebuie și se va baza pe principiul de toleranță și respect reciproc. Cel puțin vreau să vă spun că în capacitatea mea de președinte interimar și de șef de parlament am promovat și voi promova în continuare aceste valori, aceste principii fundamentale, fiindcă această cale este unica cale europeană, unica cale de a edifica un stat contemporan, un stat democratic bazat pe respectul drepturilor omului. Acțiunea de astăzi vine ca o acțiune de încurajare și de promovare, de propagare a acestor înalte valori care au fost consfințite la 1948 în Declarația ONU privind Declarația Universală a Drepturilor Omului. Aș vrea să profit de această ocazie și să felicit toți organizatorii acestei gale, să felicit în avans toți cei care vor fi premiați în această seară, fiindcă pe această cale dumneavoastră sunteți cei, reprezentanții ai societății civile, persoane juridice, persoane fizice, care promovați înaltele valori, sunteți în avangarda modernizării în societate, a progresului în societatea noastră și meritați tot respectul și toată recunoștința pe care vin să vă exprim în numele națiunii noastre și în numele statului nostru suveran și independent, Republica Moldova. Este cert că funcția primordială în respectarea drepturilor omului revine statului și instituțiilor statului. În ultimii ani s-a înregistrat un trend ascendent, unul pozitiv în acest sens, dar trebuie să spunem că avem multe de făcut încă în această direcție pentru a ne afirma ca o societate contemporană, ca o societate care se dezvoltă în continuare pe baza celor mai profunde, celor mai importante principii internaționale, principii ale umanității. În mod evident că societatea civilă, asociațiile obștești,
organizațiile neguvernamentale vin să fie un partener fundamental pentru instituțiile statului care asigură pe calea acestui dialog promovarea acestor valori autentice. Încă o dată, dragii mei, și tot cei care ne privesc, să ne pătrundem de importanța acestui domeniu, care într-adevăr este un domeniu universal, el nu poate fi divizat pe sectoare. El acoperă toate drepturile, pornind de la cele economice până la elementarele drepturi în viața privată a fiecărui om. Vreau să vă mulțumesc tuturor celor prezenți în sală. Vreau să mulțumesc tuturor cetățenilor, organizațiilor neguvernamentale, colegilor mei din instituțiile publice pentru munca depusă de până acum în afirmarea principiilor de respect a drepturilor tuturor cetățenilor Republicii Moldova, fiindcă, indiferent de apartenență etnică, indiferent de gen, indiferent de vârstă, indiferent de limbă vorbită, noi toți împreună în această țară suntem moldoveni ca cetățeni acestei țări, ca națiune civilă, națiune europeană a statului nostru. Acesta este fundamentul care ne unește și ne face să fim consolidați, indiferent că suntem diferiți. Toată lumea este diferită, însă s-au învățat națiunile avansate, statele avansate, să se respecte reciproc și să se simtă națiuni integre. Aceasta este calea noastră. Este ideea, conceptul, ideologia pe care am promovat-o și o voi promova-o cu fermitate din capacitatea mea de șef interimar al statului Republica Moldova. Vă doresc mult succes, multă izbândă, rezultate și reușite frumoase în munca dumneavoastră pe această cale deloc ușoară, dar o cale fără de alternativă, calea care se numește integrare europeană, progresul, bunăstarea și respectul în țara noastră. Vă mulțumesc! După ce Republica Moldova a ratificat Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități anul trecut, agențiile ONU au lansat și realizează mai multe acțiuni ce vin să sprijine și să protejeze aceste persoane. Un film al acțiunilor din acest an propun să-l urmărim chiar acum împreună. Toate persoanele cu dizabilități grad 1 și 2, certificatul căruia este scris, este mențiunea, ei n-au de muncă, sunt persoane discriminate și fără un viitor. Unica care eu nu putem face ca să scriu un catalog. Sistema vechi de asistență presupunea izolarea așa, de așa persoane și societatea are o mentalitate veche. Prin aceste reforme, noi ne propunem ca să integrăm în societate aceste categorii de persoane, ca ei să nu se simtă izolați sau în afara societății, comunității. La școală vreau să mă duc, dar dacă mă lua, mă duce. Țara. Așa, bine. Școală. Așa. Oficial, Nelea este în clasa 4-a. La școală a fost doar 2 luni. Nu a reușit să țină pasul cu ceilalți copii pentru că niciodată nu a fost admisă la grădiniță ca să beneficieze de o pregătire adecvată pentru școală. Acum, această odăiță este și teren de joacă, și dormitor, și școală. Orele au loc mult mai rar și se termină prea devreme. Primul an eu am purtat-o 2 luni de țin la școală. Am mers la școală la noi aici în sat. Asta e lichidă. Și după cum merge materialul... cu ceilalți copii față de dânsa slăbușor și profesoara era greu să om să ocupi cu dânsa aparte. Bine, ne-au propus ca să vină acasă. Ce stau, pune mai mici. Deci
și noi am fost de acord, am să vină și acasă. The Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Convenția pentru drepturile persoanelor cu dizabilități prevede schimbarea de paradigmă, o schimbare fundamentală a felului în care sunt tratate persoanele cu dizabilități în societate, în perspectiva incluziunilor în societate. Convenția exclude segregarea și marginalizarea acestor persoane. Acest lucru ar trebui realizat prin acțiuni sociale și non-discriminatorii, astfel încât toți să beneficieze de drepturi egale. Equal rights. Vasile Mutu, care a lucrat 27 de ani profesor în cadrul școlii profesionale din Ungheni, încă de la fondarea acestei instituții, a fost concediat în 2009, după ce a lucrat 17 ani cu aceeași dizabilitate de vedere. Administrația a constatat că este inapt de muncă și că prezintă pericol pentru copii. La modul ideal, cazuri ca ale Nelei sau ale profesorului Mutu nu ar trebui să mai existe după realizarea reformei sistemului de determinare a dizabilității. Some of the richest people in the world, very likely they would not know what to do with that wealth. Unii dintre cei mai bogați oameni de pe glob deseori nu știu ce să facă cu banii lor. Ei sunt incompetenți în acest domeniu. În matematică, cei mai mulți dintre noi sunt mai puțin capabili decât marii matematicieni. Deși e așa, legea admite că noi avem capacitate legală absolută în toate domeniile ce presupun calcule. Persoanelor cu dizabilități însă, sau cel puțin unor persoane cu unele dizabilități, în mod tradițional, le este negată capacitatea lor legală. Aceasta este o situație nedreaptă, și nu doar nedreaptă, dar și contrară ideii fundamentale de reabilitare a lor. For instance, rehabilitation. La moment, în Moldova funcționează modelul medical al dizabilității. Persoana este tratată ca fiind bolnavă, iar dizabilitatea ca o problemă personală. În urma reformei sistemului de determinare a dizabilității, omul nu va mai fi divizat între sănătos și invalid, apt și inapt de muncă. Dizabilitatea va fi calculată în procente și vor fi scoase în evidență nu deficiențele, ci abilitățile persoanei, astfel încât aceasta să fie ușor încadrată la studii, la muncă, în societate. Și acum a venit timpul să acordăm cele 6 premii ONU în domeniul drepturilor omului și am să-l invit în scenă pe Alexandru Ptașkin din raionul Svetlui, regiunea Găgăuze, și asistenta Tatiana Nistor, care în această seară vor mâna diplomele și premiile. Добрый вечер. Я рад приветствовать вас. Абонент Гарри Примулер и абонент наши по права человека. Александру, bine ai venit și tu în această seară, doamnelor și domnilor. Premiile ONU sunt acordate jurnaliștilor și organizațiilor non-guvernamentale care au schimbat în bine situația unor grupuri de oameni ale căror drepturi au fost încălcate. Și acum vă invit să urmărim primul reportaj care ne va arăta cine și cum a promovat respectarea drepturilor omului în anul 2011. Artyom Zavadovski s-a născut la Bălți și este printre puținii tineri din Moldova care a decis să vorbească fără ocolișuri despre orientarea sa sexuală. Deși trăiește într-un stat care se declară european și democratic, Artyom spune că se simte adesea discriminat. E o atitudine homofobă, e o atitudine negativă la internet. Eu văd comentariile foarte homofobe, sinistre, jignitoare. Artyom spune că reprezentanții comunității LGBT sunt tratați în țara noastră cu intoleranță și chiar agresiune. Cel mai greu lor le este să se integreze în societate, pentru că le sunt violate cele mai elementare drepturi. Când un alt cuplu de constituit de bărbat și femeie se manifestă prin nunți în centrul capitalei,
Asta este binevenit și chiar susținut și ei sunt felicitați. De când un cuplu constituit de persoane de același sex măcar se ține de mâini, asta e deja propaganda homosexualității. Deși întâmpină încă multe piedici, Artyom nu renunță la visul de a fi împlinit și fericit, așa cum speră restul tinerilor de vârsta lui. Vreau să am copii, vreau ca familia mea să fie valorată la același nivel ca și celelalte familii. Și nu vreau să aud că familia mea ar fi nesănătoasă numai pentru că constituit din doi bărbați. Nu doar minoritățile sexuale, ci și cele etnice sunt subiect de discriminare în țara noastră. Cel mai des se lovesc de prejudecăți și stereotipuri romii. Adesea sunt neglijați în ceea ce ține acces la educație, la muncă, la un trai decent, adică din punct de vedere a condițiilor de locuit, condiții sociale, deci ne mai vorbim despre atitudinea existentă din partea autorităților atât publice locale cât și centrale. Majoritatea cazurilor noi vorbim despre studiile poliției, a forțelor de ordine. Inexistența unui cadru juridic adecvat în domeniul prevenirii și combaterii discriminării transformă cel mai adesea minoritățile sexuale și etnice din Republica Moldova în victime ale acestui fenomen. Proiectul unei legi antidiscriminare a fost aprobat de guvern la 17 februarie și remis deputaților spre adoptare. Urmare mai multor acțiuni de protest organizate de câteva ONG-uri și credincioși, proiectul de lege a fost retras din Parlament pentru consultații cu societatea civilă. Mai mulți oficiali europeni au recomandat în repetate rânduri autorităților de la Chișinău să adopte legea antidiscriminare, care a devenit și una dintre condițiile principale pentru liberalizarea regimului de vize cu Uniunea Europeană. Eurodeputata Monica Macovei, președinta delegației interparlamentare UE Republica Moldova, a declarat că adoptarea unei legi ce ar preveni și combate discriminarea va grăbi parcursul european al Moldovei. Pentru acțiuni de litigare strategică în domeniul drepturilor omului este premiată Doina Ioana Trăsan. Doina Ioana Străistanu. Doamna Străistanu, vă invităm alături de noi în scenă. Să vă luați diploma și premiul. Felicitările noastre încă o dată. Doamna Străistanu, vă rugăm. Felicitări și aveți pentru un discurs un minut. Bună seara. Asta e foarte grea. Eu vă mulțumesc. Da? Credeam că am mai multă putere. Eu vă mulțumesc foarte mult. Prin coincidență, în decembrie anul ăsta eu împlinesc 10 ani de când activez în domeniul drepturilor omului. Și în toți acești 10 ani am avut onoarea să lucrez, să reprezint în instanțe de judecată diferite persoane. Am acum foarte multe emoții pentru că ceea ce fac îmi face o plăcere. Și e o onoare pentru mine această recunoaștere, pentru că, cum a zis domnul Marian Lupu, noi toți contribuim la schimbări în societate. De aceea eu foarte mult vă mulțumesc și sper exemplul meu să motiveze și pe ceilalți. Mulțumesc. Felicitări! Da. Și acum să urmărim cel de-al doilea reportaj.
Acum 2 ani, Ilie Cazac era student, avea un serviciu, prieteni și visuri. În martie 2010, totul s-a schimbat într-o clipă. A fost arestat de autoritățile nistrene în drum spre Varnița, fără niciun fel de explicații. Mi-au făcut controlul la gara Benderu 2. Mi-au băgat atunci niște documente de ale lor. Oricum nu aveam nicio legătură cu aceste documente, dar mi-au spus că tu vrei să le duci la Moldova, la Serviciul de Informații și Securitate. Deși a încercat să-și demonstreze nevinovăția, circumstanțele îi erau potrivnice. Eram implicat și în campania electorală în 2015 din partea la BPCD. Dar în timp când au făcut acasă toate perchizițiile, controlele, au găsit biletul de membru la BPCD. Sub acuzații de înaltă trădare de stat și spionaj în favoarea Republicii Moldova, Ilie Cazac a fost condamnat de autoritățile secesioniste de la Tiraspol la 14 ani de închisoare cu regim sever. Au fost obligat să semnez două, erau două scrisori, deci o scrisoare adresată domnului Gheorghe Mihai, director la SIS, și a doua scrisoare am fost obligat, da, domnului Remler, unde m-a obligat să recunosc vina. Eram bătut atunci, eram bătut și mi-au spus dacă vrei înapoi în carcer, unde nu vei avea iar apă și vei sta ca când acolo. Mai bine semnează, mai bine scrie ce noi îți spunem. După 20 de luni petrecute în penitenciare transnistrene, tânărul a fost eliberat în urma unui decret de grațiere semnat de liderul separatist de la Tiraspol. Eliberarea a fost la fel de imprevizibilă ca și arestul. Ilie spune că tot ce își dorește acum este o viață liniștită. Au fost și fizice, au fost și psihologice, au fost și carcere. A fost o școală pentru mine, dar și am suferit foarte mult. În situația lui Ilie, în Transnistria, se află sute de alți tineri. Disperarea mamelor acestor copii atinge cote maxime. Fiul Nataliei Mozer, Boris, a fost și el arestat de autoritățile de la Tiraspol. Naș sân был арестован в Приднестровье по статье надуманной о мошенничестве, о том, что якобы он обворовал организацию Шериф. Он с детства родился и болел астмой, и когда это все случилось, его арестовали. Он полгода находился в подвале ИВС. Представьте себе, сырое помещение, без окон, в камере очень много человек, все курят, спят на нарах, и тут же все, что приходится делать, значит, кушать, умываться, стирать, они все делают в маленьком помещении, без притока воздуха. Ненорочирea care s-a abătut asupra familiei ei a determinat-o pe Natalia să creeze mișcarea Mamele pentru Drepturile Omului. Organizația oferă suport informațional, dar mai ales moral tuturor celor care se lovesc de abuzurile regimului separatist. Atât Ilie Cazac, cât și Boris Mozer își caută dreptatea la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, fiind asistați de organizații neguvernamentale de la Chișinău care se îngrijesc de drepturile omului în regiunea de est a țării. Pentru inițiative de promovare și apărare a drepturilor omului în regiunea transnistreană este premiată organizația Alexandru, te ajut eu, este premiată asociația Promolex. Așa, invităm în scenă alături de noi pe domnul Manole. Felicitări, domnule Manole. Un mesaj, vă rog frumos. Vă mulțumesc foarte mult. Da, după astfel de imagini este foarte greu să vorbesc. În primul rând vreau să le mulțumesc colegilor mei pentru munca depusă și pentru riscurile asumate în cadrul tuturor acestor, și nu sunt doar aceste două cazuri. În rest, acest premiu cred că merită și trebuie dedicat tuturor persoanelor și victimelor care au avut curajul să lupte pentru drepturile lor, în final pentru demnitatea lor. Vă mulțumesc! Urmărim o altă proiecție video.
Pe elevii liceului Ion Creangă i-am găsit în sălile de clasă, studiau drepturile omului la un curs opțional, parte din proiectul Am dreptul să-mi cunosc drepturile. Fiecare dintre noi ar trebui să facă cunoștință cu drepturile pentru a nu ne fi încălcate la orice pas, cum, din păcate, este în ziua de astăzi. Sunt unele drepturi care nu le știam până în prezent, drepturi poate a consumatorului și sunt într-adevăr de folos pentru viitorul nostru. Dreptul a exprima părerea noi, adică nu tăcem, adică putem exprima părerea noastră în orice timp. Pentru predarea cursului a fost creat un ghid didactic special. De asemenea, liceului i-a fost oferit suport metodologic pentru desfășurarea activităților de instruire în domeniul drepturilor omului. Cursul încearcă să fie unul aplicativ, pentru ca să învețe copiii să-i pregătească de viață și să-i învețe să trăiască într-un stat de drept. Facem cursul sub formă de cerc, facem niște activități pe care le implementăm de la clasele primare. Colaborarea dintre Liceul Ion Creangă și o organizație internațională neguvernamentală din țara noastră ce promovează drepturile omului a început în 2005. Acum, peste 200 de elevi sunt implicați în acest proiect. Au urmat stagieri, inclusiv și cu Marea Britanie, unde am văzut că acest proiect este chiar global. Foarte multe țări l-au implementat. Am avut și niște seminari de formare interne. Fără ca organizația care ne-a furnizat proiectul să se implice, de la clasa 1 până la clasa 12, toată lumea știe ce înseamnă drepturile copilului și ce înseamnă să ți le apri sau să ți le promovezi. Nu mai este o nuanță așa science fiction. E ceva foarte real. Cursul de studiere a drepturilor omului în curriculumul școlar este susținut din noiembrie anul trecut și de Ministerul Educației, care s-a alăturat ca partener proiectului Am dreptul să-mi cunosc drepturile. Acesta își propune să dezvolte o cultură a drepturilor omului și o societate civilă mai puternică în țara noastră. De la lansarea proiectului anual, peste 1000 de elevi se înscriu la cursul opțional. De asemenea, aproape 200 de profesori au trecut prin școli de formare, unde au obținut abilități de promovare a drepturilor omului prin acțiuni organizate în școlile lor. Pentru inițiative de educație în domeniul drepturilor omului este premiată organizația Doina Ioana Trăsan. Doamna Doina a fost premiată. E vorba de o organizație Amnesty International Moldova. Așa. O invităm în scenă alături de noi pe doamna Cristina Pereteacu, reprezentantă Amnesty International Moldova. Felicitările noastre. Mamă, care este greu. E foarte greu. Cred că este un act de curaj să dai un premiu pentru educație, pentru că educația este cel mai puțin palpabil domeniu, rezultatele căruia se ved abia peste generații. Și credem noi, ba chiar sperăm, că atunci când fiecare din noi va conștientiza că, deși diferiți, suntem toți egali și avem aceleași drepturi, vom putea afirma că eforturile Amnesty International Moldova, prin intermediul obiectului Am dreptul să-mi cunosc drepturile, nu au fost zadarnice. Vă mulțumesc foarte mult! Felicitări și vă mulțumim! Înainte de a trece la premiile din categoria mass media, să urmărim niște copii deosebiți de la Liceul Tehnologic pentru copii cu probleme de văz din Chișinău. Să-i aplaudăm!
aș plânge leagă. Aici eu m-am născut, e casa mea, de aici nu voi pleca vreodată. Și cine te-a văzut, Moldova mea, vrei și rămâne viața toată. Covoară razele și veșnic să lucească, și zâmbetul pe fețe la copii mereu să strălucească. Mă rog să fie pace în țara mea, să se împlinească bogul pâine și o credință în suflet să ne da lumina cea divină. Спасибо за эту песню. Mulțumim pentru acești minunați copii, iar noi continuăm. Să vedem către cine merge primul trofeu din domeniul mass media. În acest an, promovarea drepturilor omului a fost nu doar subiect de știri, ci și de filme documentare, ce au la bază ideea toleranței și respectării normelor universale. Unele filme și subiecte antidiscriminare au stârnit reacții aprinse în rândul societății. Interzicerea difuzării unui documentar ce descrie viața persoanelor cu orientare sexuală netradițională la postul public de televiziune i-a determinat pe reprezentanții mai multor grupuri religioase să acționeze mult Moldova 1 în judecată. Instanța a decis scoaterea filmului din grila de emisie a postului public de televiziune pe durata procesului. Directorul Centrului de Resurse pentru Drepturile Omului, Sergiu Ostaf, apreciază mass media drept un element primordial în prevenirea discriminării, inclusiv față de minoritățile sexuale. Mass media cred că face un lucru foarte bun atunci când oferă societății posibilitatea să asculte și mesajul acestui militant. Pentru că societatea mai degrabă învață cumpărând diverse mesaje. Eu cred că societatea moldovenească va avea curaj pe de o parte, pe de altă parte înțelepciune pentru a sorta lucrurile care nu se potrivesc. De asemenea, mai mulți jurnaliști au promovat activ drepturile și libertățile fundamentale ale omului prin realizarea nu doar a subiectelor, ci și a spoturilor sociale, în care au vorbit despre practicile de discriminare.
Sunt convinsă că mass media și new media au pur și simplu obligația să promoveze drepturile omului, pentru că dacă nu o fac jurnaliștii și nu o fac onegiștii, nu cred că vom avea același succes. Atunci când vorbim de drepturi, dacă vrem să le promovăm, dacă vrem să le facem accesibile fiecărui cetățean, ar trebui să vorbim de un anumit grad de profesionalism și de acea misiune a mass media care este informare. Filmele și subiectele antidiscriminare realizate de jurnaliștii și activiștii din țara noastră fac o analiză a motivelor pentru care grupurile etnice, sexuale sau persoanele cu dizabilități sunt discriminate. Mass media ar trebui să mai muncească pentru a căpăta acele competențe necesare pentru exact a identifica problema care există. Deseori se întâmplă mesaje un pic mai generaliste, trebuie să fie discutate și cauzele. Și la un moment dat trebuie să vină și cu anumite vociferare, să ofere posibilități că să vorbească anumite persoane despre soluțiile posibile. Studiile arată că în ultimii 5 ani fenomenul discriminării s-a accentuat. Cele mai discriminate sunt persoanele cu dizabilități, cele HIV pozitive, sărace, de orientare sexuală netradițională, romii și oamenii în etate. Conform cercetărilor, practicile discriminatorii sunt întâlnite cel mai des în instituțiile medicale, educative, servicii publice și la angajare. Pentru promovarea drepturilor omului și a nediscriminării în mass media sunt premiați Matare Gavascu, Mahi Turhan, Stella Gemna. Aplauze pentru Natalia Ghilașcu, Marin Turea și Stella Gemna. Invităm pe toți trei în scenă alături de noi. Să vă luați premiul. Felicitări. Și o să rugăm pe cineva ca să țină aici un mic discurs după ce vă luați diplomele și premiile. Încă o dată aplauze. Domnul Turea, vă rog. Bună seara. Mulțumesc foarte mult pentru acest premiu. Mulțumim speciale tuturor celor care au stat în spatele camerei și în fața camerei respective. Au fost 4 filme realizate pe parcursul a câtorva luni. Am un ușor regret legat de toată povestea asta, și anume este vorba despre faptul că de prea multe ori, din păcate, resursele necesare realizării unor proiecte de genul ăsta dedicate drepturilor omului vin din afara țării și nu din interiorul țării, cum cred că ar fi normal într-o societate, hai să zic că... Cred că ați înțeles ideea. Mi-ar plăcea să văd o zi când inițiativele de genul ăsta vor fi susținute de oameni de pe loc, care să se gândească mai puțin la, știu, la buzunar sau la alte chestii materiale și să încerce cumva să schimbe lucrurile în sensul ăsta. Acum vreau să profit de prezența în sala domnului Marian Lupu. Domnul președinte, am văzut, am fost plăcut surprins când am auzit că veți lucra luna asta mai intens decât poate în alte luni la tot soiul de proiecte și așa mai departe. Vreau să vă doresc din tot sufletul să prelungiți această perioadă de lucru mai alert pentru o perioadă cât mai lungă și succes. Vă mulțumim! Fiindcă fiecare zi, fiecare zi de prelungire de genul ăsta a stării actuale a lucrurilor, dacă doriți, înseamnă multă suferință pentru niște oameni concreți care sunt chiar concreți, deloc abstracți. Felicitări încă o dată. Iar noi... Și vă urăm tuturor succes. Noi... Bună seara tuturor, vreau să spun doar câteva cuvinte de mulțumire pentru toți cei care au susținut cauza socială Discriminarea nu are inimă. Vreau să menționez în această seară pe reprezentanții Institutului pentru Drepturile Omului în Moldova, Centrul de Informare în Domeniul Drepturilor Omului, Amnesty International, Centrul Național al Romilor, Coaliția Nediscriminare, GenderDoc, mulți, mulți alții care au susținut această cauză, dar
să îi menționăm și pe partenerii media, compania Teleradio Moldova, Curaj TV, Aici TV, Elita TV, Unimedia, și să le doresc tuturor colegilor mei multe succese în continuare. Natalia, îți mulțumim. Stella Jemnea, la fel, mulțumim. Vă mulțumim că ne dați putere să promovăm în continuare drepturile omului. Mulțumim. Vă mulțumim. Felicitări. Noi continuăm cu o altă proiecție. Centrul Hipocrates din capitală găzduiește copiii care suferă de afecțiuni ale aparatului locomotor. Angajații centrului își propun să le ușureze viața copiilor cu probleme de sănătate. Deși centrul nu are decât 80 de metri pătrați, anual îi pășesc pragul sute de copii bolnavi cronic care vin din familii nevoiașe. La momentul actual operăm într-un sediu care este foarte limitat, de aceea am deschis și cabinete auxiliare care se află în incinta unor școli și grădinițe care au copii cu nevoi speciale. Din dorința de a ajuta un număr mai mare de copii cu dizabilități fizice, administrația centrului a decis să deschidă un sediu mai spațios în sectorul Buiucani al capitalei. Inițiativa a stârnit însă nemulțumirea vecinilor. Nu este loc potrivit, nu este atâta spațiu, nu este... se primește adică un haos. Și gunoi și una și alta. Am și o copii și adică tot ceea ce este... nu e atât de plăcut, adică, să vezi. Dacă va construi la noi casele să vă arduci, de la atâta bătut. Și va fi, pur și simplu, va fi o mașină și n-ai putea trece copiii. La mine, copilul mic, eu nu doresc să fie așa. Eu sunt contra, pur și simplu. După ce cazul a fost pe larg mediatizat, Primăria Capitalei a semnat autorizația. Noul centru, cu o suprafață de peste 300 de metri pătrați, este în plină construcție. Până la urmă, conflictul a fost rezolvat cu ajutorul presii, al mass media. Cazul a fost mediatizat timp de vreo lună, două, așa. Oamenii au avut posibilitatea să se expună și în emisiuni direct. Reprezentanții presiei cred că este unul dintre puținele cazuri de succes din țara noastră, când mass media a fost în stare să influențeze deciziile autorităților. Mass media trebuie să se implice, trebuie să facă campanie, trebuie să le explice oamenilor, pentru că refuz să cred că oamenii au reacționat așa cum au reacționat din rea credință sau din... probabil că este la mijloc, este o mentalitate veche care trebuie depășită. Centrul Hipocrates este o organizație neguvernamentală fondată în anul 1998 cu ajutorul renumitului scriitor și actor englez Tony Hawkes și cu suportul unei organizații filantropice din Marea Britanie. Anual, centrul deservește fără plată peste 400 de copii de până la 15 ani. Dintre aceștia, mai mult de jumătate sunt copii cu dizabilități severe. În 2010, Republica Moldova a ratificat Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități, astfel luându-și angajamentul să asigure și să promoveze exercitarea deplină a tuturor drepturilor și libertăților fundamentale ale omului pentru toate persoanele cu dizabilități, fără niciun fel de discriminare pe criterii de dizabilitate. Pentru promovarea drepturilor omului și a nediscriminării în mass media sunt premiați. Ne spune Alexandru. Потеря дегах, нате абут. Зах дивих. Felicitări pentru Vitalie Dogaru, Nata Albot și ziarul Adevărul. Vă invităm aici pentru ridicarea premiilor. Felicitări. Atent. Haideți. Domnule Dogaru, dacă tot ați luat primul premiu, da, atunci vă ascultăm. Mersi foarte mult tuturor. Vreau să recunosc că este al doilea premiu pe care îl ridic la gala premiilor Organizației Națiunilor Unite aici în Republica Moldova. Sunt bucuros astăzi să spun că
presa reușește uneori să rezolve problemele și mă simt ca parte a soluționării acestui conflict care a apărut între această organizație minunată și vecinii care până la urmă nu au înțeles ce se va construi alături de casa lor. Le mulțumesc tuturor celor care participă la emisiunile pe care le realizez în fiecare zi. E greu, dar lucrurile pot fi mișcate atunci când oamenii înțeleg că drepturile omului nu sunt un dar de la Dumnezeu, dar pentru ele trebuie să lupți în fiecare zi. Felicitări! Pentru cei care nu cunosc această istorie în detalii, vreau să vă spun doar un lucru. Vecinii erau influențați foarte mult de o singură vecină, care avea nu interesul de a-și proteja proprii copii de acești copii cu dizabilități, ci avea doar interese pur materiale, pentru că îi se rupea o bucată din pământul din vecinătate. Mă întristează faptul că oamenii se lasă dominați de valori materiale foarte mult, mă întristează și faptul că doar mass media reacționează în asemenea cazuri, dar mă bucur de acest rezultat. În același timp, mă simt onorată și i-aș dori doamnei Imonen să știe un lucru, că dacă și la anul va avea o asemenea ceremonie, înseamnă că în Moldova încă se mai încalcă drepturile omului și respectiv încă se mai împart premii pentru cei care le apără. Mulțumesc foarte mult! Vă mulțumim! Vă mulțumesc și eu din partea Ziarului Adevărul pentru această surpriză. Ne bucurăm că am reușit să contribuim la soluționarea măcar unui caz de încălcare a drepturilor omului. Din păcate, societatea noastră este grav bolnavă de intoleranță și mass media, la fel ca și organizațiile pentru drepturile omului, au încă mult de lucru. Mulțumim! Felicitări încă o dată! Vă mulțumim și felicitări! Iar acum până să urmărim ultima proiecție video din categoria mass media din această seară. Practica investigațiilor jurnalistice ia amploare în țara noastră. Tot mai multe investigații de răsunet scot la iveală nereguli comise de funcționarii publici și demnitarii de stat. În februarie 2011, un săptămânal de investigații a fost forțat de instanța judecătorească să plătească despăgubiri în valoare de o jumătate de milion de lei pentru că ar fi defăimat doi procurori din Glodeni. Procesul este pe rol. Dacă decizia va rămâne neschimbată, redacția va da faliment. În Moldova, jurnaliștii de investigații se confruntă cu probleme și este foarte greu să faci niște investigații foarte bine documentate. În primul rând, există reticența din partea unor structuri de stat și chiar a organelor de drept. Este foarte greu să obții informația. De regulă, ei solicită informația care nu place autorităților. Această muncă de investigații, de fapt, este destul de dificilă, comportă multe riscuri, comportă timp, comportă cheltuieli. Reprezentanta Comitetului European pentru Prevenirea Torturii, Ana Racu, subliniază că țara noastră a fost menționată în mai multe rapoarte ale Organizației Națiunilor Unite drept o țară cu multe restanțe la acest capitol. În condițiile în care mass media se bucură de o încredere foarte mare în rândul societății, jurnalistul este obligat, dacă vreți, să fie cât mai perseverent în investigațiile sale, chiar și dacă avem investigații foarte bune, acestea nu trebuie să substituie în niciun caz activitatea sau responsabilitatea, competența organelor care sunt menite să protejeze și să pedepsească torționarii. În Republica Moldova, articolele de investigație serioase nu au impactul și nici credibilitatea dorită, conchide Cornelia Cozonac de la Centrul de Investigații Jurnalistice. Există jurnaliști care au făcut anul acesta investigații foarte bine documentate, care au scos la suprafață cazuri grave de corupție, de încălcări pe care le admit demnitari, funcționarii publici. O altă problemă este că nu prea există răspuns din partea organelor de drept la investigațiile jurnaliștilor. Republica Moldova a fost condamnată la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului de câteva ori pentru suprimarea libertății de exprimare, inclusiv dreptul de a comunica informații ori idei fără amestecul autorităților publice și fără a ține seama de frontiere. Guvernul moldovean a fost nevoit să plătească publicațiilor despăgubiri de zeci de mii de euro, după ce jurnaliștii au pierdut dosare la nivel național în cazuri ce scoteau la iveală ilegalități grave comise de autorități.
pentru promovarea drepturilor omului și a nediscriminării în mass media este premiată echipa, ne spune Alexandru. Reporter de gardă. Este premiată echipa Reporter de gardă. În scenă o invităm pe Alina Radu. Felicitări, doamna Radu. Felicitările noastre încă o dată. Săptămâna aceasta am fost judecați de două ori. Înțeleg că unul a avut un juriu care a judecat produsul nostru și a decis că merităm un premiu, iar miercuri la Curtea de Apel am fost judecați de doi procurori și trei judecători și au constatat că nu merită să muncim așa. Domnule Lupu, doamnă Imulin, vrem să fim judecați doar de unul. Și asta cred că ar fi... ar fi valabil până mai reușim împreună cu toți reporterii să schimbăm situația din justiție. Vreau să mulțumesc foarte mult echipei nebune de la Reporteri de Gardă, care a făcut posibil ca într-un an să facem 50 de filme dedicate drepturilor omului și combaterii corupției. Și vreau să mulțumesc foarte mult eroilor filmelor noastre care vin, spun și declară despre toate problemele care ni se întâmplă. Doar dacă le discutăm, le putem rezolva. Mulțumesc și Națiunilor Unite. Onorată asistență, acestea au fost premiile Organizației Națiunilor Unite pentru anul 2011 în domeniul drepturilor omului. Sărbători fericite!